Polițiștii din cadrul biroului arme, explozivi și substanțe periculoase au identificat doi bărbați de 51 respectiv 55 de ani, ambii din orașul Târgu Cărbunești, care ar fi deținut fără drept o armă neletală de tir sportiv cu aer comprimat supus autorizării. Pe numele acestora a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor și deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării. O altă situație a fost întâlnită tot în Târgu Jiu, unde un bărbat de 65 de ani din municipiu, autorizat pentru a deține, purta, folosi arme și muniții letale de apărare și pază, deținător al armei letale de apărare și pază cu glonț, ar fi păstrat fără drept la o locuință ce îi aparține, situată pe raza orașului Târgu Cărbunești, arma sus menționată și 50 de cartușe. În acest caz, bărbatul nu s-a prezentat în termen de 5 ani la structura de poliție competentă cu arma și documentele pentru prelungirea valabilității permisului de armă și nu a depus arma și muniția la un armurier autorizat la expirarea valabilității permisului de armă și în acest caz a fost întocmit dosar penal. Polițiștii din cadrul biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj au identificat trei bărbați cu vârste cuprinse între 38 și 65 de ani, toți din municipiul Târgu Jiu, care ar fi deținut ilegal trei arme, 50 de cartușe și 200 de alice. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al muniților. Pentru ca astfel de situații să fie prevenite, polițiștii vin cu recomandări. Polițiștii biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase IPJ Gorj reamintesc deținătorilor de arme letale și neletale din categoria celor supuse autorizării că potrivit legii 295 din 2004 modificată privind regimul armelor și al muniților au obligația să se prezinte la poliție înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de armă pentru prelungire vizei. Termenul de valabilitate este de 5 ani de la data primei autorizări sau de la data ultimei vize de prelungire. În cazul în care deținătorii nu s-au prezentat pentru prelungirea valabilității permisului de armă, au obligația ca în termen de 10 zile de la expirarea acestuia să predea la un magazin autorizat arma și muniția deținute. În caz contrar, aceste persoane săvârșesc infracțiunea de nerespectare a unor obligații prevăzute de lege, faptă pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Armele deținute în mod nelegal au fost ridicate pentru cercetări.